Salut, băieți, fete! Bine v-am găsit la o nouă reacție la Selling. Înainte să începem episodul, aveți tot este important în descriere. Da, hai să începem reacția la Selling. Nu se întâmplă peste noapte nimic. Succesul nu vine într-o zi. Doar pentru cei care muncesc și care trag tare. Ia zi, o legătură de ceapă, o roșie, ce-ți dă tata? Haideți, cumpărați ceva, Sherry și Antonia! Ne-au sunat ea de la Mac, ne-au zis, bă, de unde luați cartofii ăștia, frate? Roșiile nu sunt din comerț, sunt roșii de la mine, de la Olt, și am chiar și un videoclip în care vedeți cum cureg eu toate legumele. Uitați, cred că mă reprofilez pe bătrân ca mai mult succes. Aveți un total de 18 lei, cum achitați cash sau card? Dacă de mâine am rămâne... Cum am început asta dramatic, eu credeam că o să fie dita mai scena lungă, dramatică, se, cu motivație frumos. Și gata! Avem drept lăutari! Fără subscriber, fără follower și fără camere de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva? Sau așa cum spun haterii, am murit efectiv de foame. Salut, eu sunt Sherry și bine v-am regăsit la muncă, nu l-am tins mâna mai nesimțiților. Bă, eu mă mir că încă sunt în viață după toate peripețiile prin care am trecut în seria asta. Însă mă bucur că sunt în viață pentru că am ocazia să fac un episod cu o invitată atât de specială cum este invitata mea de astăzi. Dar înainte de asta, stați așa să-mi iau și o ținuta de piață. Altceva, băieți, iar invitata mea, doamnelor, domnilor, este Antonia! Ce frumos arată Sele îmbrăcată. Care s-a îmbrăcat complet necorespunzător pentru această filmare. Dar cum trebuie să mă îmbrac? Stai liniștită, am soluția pentru tine. Gata, ești pregătită? Sunt cea mai pregătită. Deci eu n-am mai fost la piață de când eram atâta. Mă lua mama cu ea de mână, că n-avea cu cine să mă lase singur acasă. Și se numea Piața Mare din Craiova, unde mergeam noi. Ia, hai să vedem care e combinația pe aici. Vindeți bine aici? Cât se vinde aici? Nu vrea să ne dai informații. Cam de câți bani vindeți într-o zi aici la piață? Se spune sau nu se spune? E loc și de mai bine. Dar cam cât vindeți așa într-o zi de sâmbătă? Soțul știe. Soțul știe, am înțeles. Ia uite pe doamna de acolo, verifică stocurile, verifică inventarul. Ia uite până acum stă pe telefon. Vedeți? N-ai cum să faci vânzare bună dacă stai toată ziua pe telefon. Bună ziua! Salut! Cum merge vânzarea? Slăbuțel. Slăbuți? Păi nu mai stați pe telefon, vindeți! Mere Gordon ar fi bine pentru că de la Gordon Boys pentru aici, mine. Știi? Deci asta a spus-o aici roșia, asta a stăiat-o ca și cum să vadă cât de proaspătă e. Asta e roșie unicorn. E multă competiție aici. Haideți. Fasole Egipt. Tu știi că Egiptul face fasole? Direct de la Tutankhamon fasolea asta. E de la Anubis. Am dat la un pe jos. Dacă de aici strici tot. Păi gata, m-am prins. Ce faci, mă, te încordez? Nu mă zi. Vai, nu mă încordez, n-am oricum ce să mă încordez aici. Ok, m-am prins cum se face. Mergem să vindem? Păi unde să vinem? N-avem tarabă? Păi nu, n-avem momentan nicio tarabă. Păi și cum facem? Și-a început Shelly și s-a dus la fiecare tarabă. I-a vrăjit Shelly cum face el de fiecare dată. Vreau să vă cumpăr toată marfa și să vindem noi la taraba asta. Cât mai costă? Toată. Aș vrea să cumpăr toată marfa de la tarabă și să o vindem noi. Poți să-mi faci un preț? 30 de milioane ultimul preț? Niciun rău în jos? Cireșele astea scumpe, astea ridică mura preț. Fără cireșe cât ar fi? 20 fără, mamă, 10 milioane cireșele astea? Deci asta e 10 milioane ce aici? Unde să descarci, frate? Hai să te ajut, hai. Unde? Îți dau 20 de lei. 20 de lei? Mamă, ești nebun, afacere. Ia sacul ăsta de ardei. Hai, dă-mi e sacul de ardei. Uite aici dacă îl pune bine. Perfect. Haide că de 20 de lei mi-au și o geacă mai groasă, ceva să pun peste, că nu e așa ca... Nu-mi dai? Nu, da, frate. Ești ceva, mă, muncesc, ține-ți-le, mă, frate, mă. Muncesc pe gratis, ești nebun, urât. Auzi, patroane? Dar dă și mie măcar o legătură de ceapă, că te-am ajutat. Te pup, mersi mult de tot. Păi da, nu? Cât mă costă toată marfa să o cumpăr? Nu, e de bine dacă vedeai 30 de milioane. 30 de milioane? Da. Ok. Haideți că mă mai gândesc să vă iau un calcul așa cum sunt plasate, cum sunt. Cerceți, e un preț bun 30 de milioane toată taraba sau să mai negociez? Mai trebuie să negociez, că te-a dat bine. Mi-a dat bine, nu? 30 de milioane. Dar te-a dat bine. Ok, bine. Mulțumesc de sfat. Să rămână, aveți cea mai frumoasă și cea mai bine plasată tarabă din toată piața. Ce preț îmi face și mie să cumpăr toată marfa? În jur de 25 de milioane.
25 de milioane? Nu e rău, nu e rău. Pot să vă dau 13 milioane acum și vă mai dau 13 la finalul zilei când termin de vândut marfa? E bine și așa. E bine? Mulțumesc, Murdi, mulțumesc din suflet. Gata, acum vă dau 10, 11, 12. Poftiți, gata. Deci e taraba mea acum? Gata, băieți, e taraba mea. O adăugare la inventar și pasta. Și acum, până vine Antonia, vreau să vă explic cum faceți să vindeți cât mai bine. Un curs de marketing, dacă vreți, în vânzarea la tarabă. În primul rând, acest fâs-fâs, pentru că legumele trebuie să pară întotdeauna mega, mega proaspete. Și ne ajută mult fâs-fâsul. După care nu poate să lipsească radioul cu antenă. Este obligatoriu să ai așa ceva. Vreau să am aici o poezie. Hai să vă explic cum face un profesionist să ia acest radio cu antenă, că m-au învățat și pe mine, veteranii pieței. Și îl pui așa, știi, și zic, ca să auzi muzicuța, de ce? Pentru că vă zic și de ce. Clientul trebuie să fie alinat de muzică, trebuie să fie liniștit de muzică, trebuie să fie directat de muzică bună. Când vine la mine la tarabă, trebuie să și danseze, să asculte așa o muzicuță și parcă altfel merge vânzarea. Neapărat ai nevoie de un scaun. Acum scaunul, nu poți să ai pur și simplu scaun așa, pentru că te doare la un moment dat curul, ați înțeles? Trebuie să ai niște de-astea frumos așa pe el. Vânzarea nu se face peste noapte. Vânzarea se face, stai un pic, Andrei Nicuraie, iartă-mă un pic, Andrei Nicuraie, te închid un pic. Vânzarea se face toată ziua, înțelegeți? Nu se întâmplă peste noapte nimic. Succesul nu vine într-o zi. Doar pentru cei care muncesc și care trag tare. Cred că cameramanul ăla, cred că moare de redirect acum. Abia se abține să nu râde acolo sau moare. Și atunci, ca să ai succes, trebuie să rezici mult timp. Ca să rezici mult timp, trebuie să fii relaxat. De-aia ție o poziție confortabilă pe scaun. Dar am uitat cel mai important aspect. Marfa ta trebuie să... Ia uite cum se mișcă camera, ia uite. Nu mai poate rez. E cea mai vizibilă din piață. Motiv pentru care am achiziționat 5 veioze. Aceste veioze le vom poziționa strategic. Deci e ca la video, ca la filmări. Trebuie să luminați bine marfa. Rubenița, obligatoriu rubenița trebuie să iasă în evidență, ca în orice tarabă care se respectă. Degeaba ai cele mai mici prețuri din piață dacă lumea nu-ți vede marfa. Ai neapărat nevoie de lumini. Uite, mai punem una aici la roșii, frumos. Iarăși am plasat strategic. Asta e veioza șmecheră. Ia uite ce veioză ne-am luat. Asta o punem pe căpșune așa frumos. Și ceapa nu poate să rămână în întuneric, trebuie și ea să fie luminată. Ia uite băiatul vostru cum a prins veiozele. Sper să vând ceva azi, că am investit o grămadă în lumini. Nu știu unde să mai pun și pasta, că nu prea mai am loc. Dar asta să mă lumineze pe mine, mă, că și eu până la urmă, eu fac vânzarea. Nu trebuie să fiu și eu într-o lumină bună. O să rupe România, mă, pe vânzare. O să vinde mai mult decât floreresele de Omarty, ești nebun. Deja o văd pe Antonia, cum îmbărigă clienții, cum priviri, how about, ce ai, mă? Chiar că Antonia unde? Ești nebun, o să rupem în două. Deci Antonia va fi cel mai mare asset pentru vânzare în această piață. Așa cum spune unchiul Vera, o să dăm moda în materie de vânzare, da? Bună ziua! Bună ziua! Aș dori și eu niște căpșuni. Mamă, se duce scump, se duce scump. Nu știu prețul, resta să văd. Cât crede lumea acolo? 13 lei, da? Câte, zic cât. Zic cât. 0,215. Bam, păi trebuie să faci calcule matematice aici, stați un pic. Ajunge? Ajunge. Haideți că e încheie așa. Mulțumesc. 8,3, da? Trebuie să îi dăm în pungă. Așa, primul nostru client. Și vreau să aud aplauze pentru primul client din această dimineață de la piața 1 decembrie. Mulțumim mult! Mulțumim să ne ajute Dumnezeu să avem vânzare bună. Deci, căpșunile sunt 13 lei kilo. Cireșele, cât crezi că sunt cireșele? 50 de lei kilo. Ceapă verde, 1,50 lei, cred că e legătura. Sau 15 lei kilo la roșii, 10 lei kilo la castraveți. Deci, uitați-i pe asta cu telefonul, parcă face poze. Ce fac el, mă, în pate? Vrea să el să vânde, să-i facă poze, să vadă cât e prețul sau... S-a văzut că sunt camere și avea răsire să facă poze. 15 lei la roșii, 50 de lei la cireșe și cartofi noi 5 lei kilo. De 5 lei, 5 lei cu 10 lei cu... Hai, Arine, facem o poză? Hai! Cine mai vrea, cine mai vrea, cine mai poftește la Sherry și Antonia la tarabă, cele mai mici prețuri din piața 1 decembrie. Se schimbă baticul Antoniei, că baticul pe care l-am dat noi nu era bun, așa că doamna de aici din piață o ajută cu un alt batic. Bună! Doriți ceva? Bineînțeles, pe coașa, vânzători. Ce doriți? Poză. Vrei să și cânt? Da! Imediat! Puteți să cântați? La 72 de ani acum a dat cântarea. Ia cântați-ne și nouă ceva. Hai că-ți cânt, da, dăm ceapă. Da, acum vă dau eu ceapă, 4 legături de ceapă. Că fac ciorbă de miel și pulpă de miel la tavă. Pulpă de miel la tavă. 1,50 ori 4,
E ca și cum ai face unul 4-4, 5-4, 2-6 lei, nu? Atâta bine. N-aveți mărul, nu? Vă mai dau 3 regături. E, haide. Dar ne-ați promis că ne cântați ceva. Ne cântați sau nu ne mai cântați? Stai să mă duc să pun mâncarea la foc. Și vă întoarceți. Să rămână, mulțumim mult, sănătate și așa, la fel de voioasă să rămâneți. Doamnă, vă dăm ceva să rămână? Sau nici nu, nici nimic, nici... Mi-a dat sin direct așa, sin în viața reală. Să trăiți, mama. Cu ce vă dă să vin? Și vă iubește, mama. Mulțumim mult. Tine, te știe mama aia. Dă și mie o jumătate kilo. S-a făcut, gata, vă dau eu, că dacă pe mine, mă iubiți. Dar dumneavoastră de unde mă știți? De pe Instagram, de pe da, ce? Da, păi nu, mama. Dar ziceți sincer, unde m-ați văzut prima dată? La televizor? La televizor. La televizor? Televizor. Te văd mereu la emisiuni, la astea. Mă bucur mult. Și vă place așa de mine, nu? Da, da. Mulțumesc mult. Mulțumim mult, doamne. Vă pup, mama. Vă pup, să rămână. Un copil, Shelly, un copil. Unde e copil? Salut! Ce faci, bă? El e. Shelly! Cum te cheamă pe tine? Andreas. Pe mine mă cheamă Andrei. Pe ea o cheamă Antonia. Și poate vrei să cumpere ceva de la noi, de la tarabă? Dovlecei. N-avem dovlecei, dar avem cei mai buni cartofi. De ce de la Mac ne-au sunat într-o zi? Ne-au sunat ea de la Mac, ne-au zis, bă, de unde luați cartofii ăștia, frate? Că nu mai cumpăr lumea cartofi de la Mac, deci este ceva... V-ați dus la ce arată tarabă acum? S-a dus la concurență. N-ai putere de convingere, Mariu. N-am putere de convingere, pe bune că n-am, aveți dreptate. Stai să vezi tu, acum o să vrea poze. Și acum că vrea poză, vrei poză, am bau, să cumple până acum. N-am vreo poză. Uite, vine un copil. Mamă, okay. Deci ăsta hey, este... Stai, lasă-l pe el să ne observe. Hey. Salut! Salut! Nimic? Eu nu mai sunt cum eram, știi? Ai îmbătrânit, nu mă mai știu nici pe mine, știi? Am vedem cum ne poți. Că mă reprofilez pe bătrân, ca mai mult succes. Nu mai, gata. În liga mea acum. Să schimbăm educația, să reformăm sistemul național de pensii. Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Trebuie să o schimbăm temerii, nu știu ceva, să prind al public, că nu se mai poate. Mă prea mai mult ce-i în vârstă. Doriți ceva? Ești băieru, 2 kg de roșii. 2 kg de roșii, asta îmi place, domnule, un client decis. Tu ai tot timpul onoarea să fii servit de șef. E onoare să fii servit de șef. Cât avem? Un kg? 800? Da. Gata. Păi, chiar ar fi o onoare, nu? Cash sau card? Cash. Card? Mamă, a venit să le cu aparat de ăla. Nu, că la noi se putea și card dacă era. 15 lei kg și acum vă dăm și niște castraveciori. Deci până la 30 de lei vine și un kg aceste castraveciori. Păi bă, dar nu mai e card corect acum. Ea n-au nimic, ca și cele a venit și cu luminții, cu cardul, a venit de toate, nu mai e fair play. Gata, avem 2 kg de roșii, acum se face și un kg de castraveți repede jos. Antonia este supervisor. Nu suntem supervisor, suntem pe picior de egalitate aici, suntem buni colegi. Gata și un kg de castraveciori, 2 kg de roșii, 30 de lei, cu un kg de castraveți, 40 de roni, trebuie să ne dați. Să știți că la noi se poate și cu POS-ul și cu cardul, puteți să ne dați pe BTP dacă nu, okay. Dacă n-aveți cash, dar acum avem asta. Cura următoare, așa fac. Mulțumim mult, sănătate! Nu mergeam și mai des la piață dacă știam că pot să scot cardul de la BT, să plătesc. Să-i dau omul de la piață prin BTP frumos cum se face, nu? Altceva, ar deschide ideea asta de piață și către un alt public care, în mod normal, nu merge la piață dacă știi că poți să plătești cu POS-ul, că na, generația mea nu prea mai e cu cash. Ce faci? Dacă n-ai mărunt la tine, nici omul n-are să-ți dea rest, n-ai ce să faci. Așa, cu POS-ul, țap, ai plătit frumos, fiscalizat, se plătesc impozite. Deci acum Antonia face o salată aici ca să le arătăm clienților cât de bune sunt legumele noastre. Și atunci să arătăm ce poți face cu ele. Eu nu mă pricep la salate, mă pricep la îmbărigat oamenii, așa că o să-i îmbărig cu această salată pe care Antonia o face. Te pup, ce vrei? Fructe, ceva n-ai pe aici? Ba da, ce vrei tu? Uite, cel mai bune căpșuni pe care ai văzut. Căpșuni. Alegeți tu, ia tu câte vrei. Ia o punguță, ia câte vrei și recântări. Căpșuni poți să iei și cireșe dacă ai bani mulți, că cireșele sunt doar pentru bogați, nu de geară. De acum mâna, tată. Ai făcut vânzare azi? Eu am făcut bani. Tu ai cheltuit, cred că ți-ai dat toată alocația pe cireșele astea. Păi, e 50 de lei kilo de cireșe, băiatul meu. Mamă, ce băiatul! Nu-ți mai vine așa. Că uite, vezi că bag așa la cireșică cu cireșică, acum la 50 kilo, nu mai, de unde îngrămădim? Hai că mai ajungă așa.
Hai că ajunge, auzi, ajung astea. Deci costă 13 kg de căpșuni, deci este practic 7,50 cu un reu, 30, 8,3 și cu cireșere. Alea cred că fac un milion. 20 de lei, ce să mai decolo? 20 de roni. Ia, uite bă, dacă nu l-a dat direct pe Lucian Braga, bă. L-a dat pe Lucian Braga, bă, și eu crezi că astăzi dau atât rest. Stai, că avem să-i dăm rest mult. 80, băiatul meu, 1 milion. Poftim restul. Să te bucuri de ele, să ai poftă, da? Avem dat. A, ne-a spart cu asta de 200. Păi da. Ce să facem? Asta e acum. Comanda minimă 200 de lei, gata, o dăm. Cum faceți când nu aveți rest? Ce se întâmplă? Cereți la vecin? Uite, uite că ne dă vecinul. Ia, dă aia de 200 și uite, ne dă vecinul aici. Mulțumim mult, vecinul. Mulțumim. Mulțumim mult de tot. 3, eu nu știu număr bani. 4, eu așa număr bani, pune, nu știu număr bani. 6, unde trebuie să scui pe dege, cum? A dat bine, mă, a dat corect. Bună! E pe penele. Ia uite-o pe frumoasa mea. Ce mai bun pe penele? Da, e bun. Și de ce te întreb că-l duc la... Fratul la pușcărie, că e pe secție aici. Okay. Da, să fie bun. Uite, pune-l pe ăsta, e bine. Dar ce-i cu tine aici? Particip la ceva? Da, un show pe YouTube. Două chire, 20 de ori. Și baftă, iubita mea, ce vrei să faci? Mulțumim mult. Deci e și păzită. Nu, lucrăm împreună. Am față de bodyguard eu, de agent de fază? Nu, stai liniștit, ce-i pe spatele ei, nu ce ești tu aici. A, băieții aia de acolo, da. Băieții aia, da, nu eu. Mulțumim mult. Am vândut un pepene. Mă rog. Pepene, da. Ce, fratele care era pus cu să ia ca. Îmi pare rău, da. Pentru fratele meu care e aici, mă gândeam aici în zonă. Nu, aici pe secție era. Femeia, frate, care a venit pentru fratele ei care era ales pe secție. Deci fix lângă piața asta, nu știu dacă știți, e o secție de poliție, secția 13. A venit să-i ducă Rubenița aici, de bună în secție. Și acum mă întreb la ore distanță ce-o fi făcut pe Murad, de ce-o fi pe ales. Poate mergem să întrebăm aici în secție. Bă, ce-a făcut? Adică un domn cu un pepene, a ajuns un domn care mânca un pepene, ce ține și nouă? Un pepene. Așa. Vreau și eu două roșii. Acum vă dau, doamnă, două roșii. Vă alegeți, doamna asta, ce vă place cel mai mult? Să nu ziceți că sunt românești, doamnă. Eu personal le-am cures. Roșiile nu sunt din comerț. Personal, da. Personal de la vamă l-a cules, da. Și de la mine, de la Olt, și am chiar și un videoclip în care vedeți cum cureg eu toate legumele. Uitați, ăsta-s eu, vedeți? Dar de ce vă stârpați așa? Eram supărat atunci. Da, deci ăsta-s eu și vedeți aici acum ia mă arată toată recolta. Eu am... Ia mi-a arătat acum. Sunt mare serie, deci că eu cu toată familia mea suntem în agricultură, neam de neam, da. Deci e business de familie. Naturale, bune și nu sunt stropite ca la alții. Uite, Antonia, uite, ăsta-s eu. Adică ăsta e ca să vadă oamenii că e autentic. Genial. Da! Bosule, te să comanzi dacă vei poză. Ia zi, o legătură de ceapă, o roșie, ce-ți dă tata? Un pepene. Dacă ia pepenele, facem amândoi poză. Pepene, vrei o ferie sau vrei tot pepenele? O ferie de pepene, 20 de roni. Hai? Ți-o dau pe gratis, ți-o dau ție pe gratis, uite, din partea mea. Hai să facem și poza. Hai veniți aici, după te șghea. Uite, ai luat și pepene, te duci la mămica, spui, am luat pepene de la Sherry. 1, 2, 3, bravo! Vă pup copii, numai bine și să luați note mari, să învățați bine la școală, da? Deci vă rog să vă uitați aici ce s-arată, cât de șmecherie s-arată asta pe care Antonia a făcut-o, da, Antonia? Împreună cu doamna. Împreună cu doamna de aici, care îi mulțumim. Dar mai trebuie... Chiar vrea să gust salata aia. Trebuie să o consumăm pe toată, ar trebui să vadă oamenii, chiar că e și foarte bună. Și dacă mai pui și sare, numărul 1, ia, mamă, ia, să vedem. Ia cu roșu, cu ceapă și cu, crede-mă. Numărul 1. Miroase gura, ceapă. Dar ce face aici Antonia? Skin care routine, da, ce e asta? Da. Nu pot să cred. Într-un pauză. Nu pot să cred. Antonia e în pauză, se relaxează acum. Ce să faci? Doamnelor și domnilor, Sherry și Antonia la Tarabă, cele mai bune produse din această piață. Nu e nici dracu. Haideți cumpărați ceva, Sherry și Antonia. Avem și roșii Sherry, pe care vi revin de direct Sherry. Vere, vrei mă să cumpere ceva? Nu ți-e foame, nu? Spune
bilet dacă vrei. Nu vreau bilet de pariu. Dacă vrei tu să cumperi ceva. Lasă cireșele alea de la păcănele și ia tu cireșele la mine mai bine, nu? De voi ne luați, mă, toți clienții. Voi cu sala de pariuri aici, fix lângă piață. Omul vine cu intenții cinstite. Vreau și eu să cumpăr ceva pentru familia mea să cumpăr și bagă toți banii aici la aparate și la noi nu mai are bani să bage. Antonia, avem clienți, Antonia. Ha? Avem clienți, hai. Ha? Încă puțin și adormea. Roșiile sunt foarte bune, doamnă. Roșiile, eu am gustat, Antonia care a făcut o salată din aceste roșii. Nu mai e salată, da. În burta mea. Ai ieșit senzațional. Da. E în burta ta. E în burta lui Șel. Dar roșiile puteți să gustați orice roșie de aici. Am făcut salată din, spune tu, Antonia. Da. Confie. Este dulce ca dumneavoastră, ca mine. Ah, ok, ca noi. Ca noi doi, ca să aveți sunt. Bă, că știe Shelly, bă, vorbe, bă. Super buni și super, super proasteți. A zis că sunt ardei ca zvârciți? Sunt zvârciți de la frig, dar în casă se încălzesc. Când îi duceți în casă, se netezește tenul pe ardei. Un moisturizer, așa. Un moisturizer, dar de unde? Dar ce știți dumneavoastră cu moisturizer? Moisturizer, cu de toate. Îmi place că aveți spiritul de glumă dumneavoastră. Jumătate de kilogram de castea aveți ori atât, da? Și un kilogram de roșii. Și un kilogram de roșii. Mulțumim pentru încredere în primul rând. Mulțumim că faceți cumpărături la piață și susțineți agricultorii români în acest fel. Aveți un total de 18 lei. Cum achitați, cash sau card? Se poate și card, dar nu știu. Avem și card, da. Se poate achita și cu card. Este... Bă, dar vreau și eu să știu unde e ăla de card. Vreau și eu să-l văd. Încă tot... Ne bate la cap Shelly că are. Prima tarabă digitală. Aparat. Se poate achita cu telefon. Că suntem UE la urma, la urma urmei, nu? Fonul wow. Direct, BTP, avem toate nebunile, nu e problemă. Mulțumim. Salut, hei, salut. Avem o propunere dacă vrei, să facem un soi de baltă. Noi nu avem rămâi la tarabă și am văzut că tu nu ai pepene. Așa că propun o felie de pepene pentru 5 rămâi. Nu, cel mai bine facem schimb pe schimb. Cântărim pe penele, îi aflăm valoarea și îți dau lămâi în valoarea de... Ok, bine! E mai bine așa! Frumos, corect, îmi place. Hai să vedem. Noi vinem pe penele cu 10 lei kilogram. Ia să vedem. Tu dai aici rămâia cu... 10 lei kilo. Mamă, dar câte rămâi! Uite că mă păcăream! E un schimb corect? Sunteți mulțumiți? Mulțumim mult! Vezi tu că să vinzi în piață nu e ca un job unde primești un salariu fix, e un business. Adică tu vii cu o cantitate de marfă, practic plătești pentru marfa aia și după aia trebuie să reușești să o vinzi. Dacă nu o vinzi, ieși în pierdere, ieși în gaură. Și atunci e și componenta asta de risc, de business dacă vrei și na, tot respectul pentru oamenii care fac treaba. Depinde dacă vin oamenii sau nu. Dar dacă cumpără de la alții, adică... Și cât pui prețul acolo trebuie să fie așa mai... să atragă ochiul, da? Asta, tot respectul că avem cât mai multe opțiuni pentru a alege mâncare sănătoasă. Nu suntem restricționați la doar 2 sau 3 magazine mari. Poți să te duci la piață dacă vrei, poți să te duci la supermarket dacă vrei. Cu cât mai multe opțiuni, cu cât mai multă varietate, cu atât mai bine pentru noi toți consumatorii. Să rămână, doriți ceva de la noi? Avem roșii, roșii avem ceapă. Roșii românești vrem. Roșii românești sunt cel mai românești de la orice. De la vamă, culeață, dect. Uitați, am făcut o salată fix din roșii astea și sunt delicioase. De când ești tu comerciant? De azi, e prima mea zi, recunosc că am un pic de emoții, dar am deprins repede și am pentru dumneavoastră roșii curese direct de mine de la ori... Arată-i micro, video-ul lui, hai! ...micii mei de la Podari. Podari? La Podari, la... Podari trec și eu când mă duc acasă. Treceți dumneavoastră pe la Podari, știți că scrie Podari acolo, Podari. Eu acolo am copilărit. Așa. Dacă vă întrebați de ce mă uit mai în spate, că doarme o pisică și mă uit să nu se trezească, să o deranjez. Da. Acolo la țară, la bunici. Eu sunt de la Amzapen. Deci stăți orteancă de-a mea. Păi atunci, de aici vă dau. Alegeți-vă dumneavoastră cel mai bine. Dacă n-am merit-o pe doamna direct de la Ortenia, ca și Alex de AF, de la Craiova, frumos. Da. Nu știu dacă știți, nu știu dacă v-am mai povestit, dar eu și cu Alex am crescut la un bloc distanță. Na, a fost o diferență între noi, dar părinții lui Alex încă locuiesc fix în blocul de lângă părinții mei din Craiova, din cartierul Răpuș. Ia Shelly! Oh, dar de unde mă știți dumneavoastră pe mine? De la Antena 3, de unde să de la Antena 3, frumos. Cinește castraveciori, sunt bun castraveciori, foarte bună alegere. 7 aici și 4 castraveciori. Să rămână și mulțumim mult pentru răbdare, ne cerem scuze, dar este încă prima zi. Bună ziua!
Un kilogram de roșii. Mamă, dar mi-a spus-o așa, zic că era dintr-un film din ăla western. Cireșele sunt tot la tinele cures. Cireșele astea sunt cele mai bune cireșe. Eu te-am întrebat la tinele cures. Le-am cures de la mine, da? Da, de la e de la famă. Am și video, vă arăt. Deci vă arăt video când le-am cures. Mergi cu prostile. Uite, ăsta și eu, cum mă duc pe plantație, vedeți? Cum am ce zi mai de un eu. Lăsați-le, vă le dau din partea casei, lăsați-le. Luați, din partea casei. Și ce fac, dau roșile? Nu, lăsați-le, păstrați-le. Da, 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 din partea noastră. Mai treci pe la tine. Mai treci, scrie. De prima oară e cup din partea casei, a doua oară e... Cum, cum, direct? E... Gratis, mai treceți. Asta-i cu șerii ăla, cum cheamă. Cu cine? Păi eu sunt aia. Pe cuvânt că eu la, sunt. La prima? Nu de la prima, nu mai sunt la prima. La sunt unde? Pe YouTube acum. Să fie bine, îmi place. Oh, mulțumesc mult. Pe Antonia o știți? Unde? Ce joacă? Eu, dar eu cu cine seamănă? Semănați cu ceva jucători de fotbal. Aveți de aia cu Juventus, bluză cu Juventus, Adidas. Și Antonia, că ați întrebat unde joacă, ea tot la Juventus joacă. Juventus Corentina. Dă-mi o felie de pepene. O felie de pepene? Da. Păi 20 de lei felia de pepene. Nerică, cu hidratin. Haideți că vă dau, uite, astăzi mai fac cistă. Luați seria de pepene. Nu, da, pe glume. Aveți Facebook? Ichim Petre. Ichim Petre. Deci ia, ia da spre aici, să vedem Mici, ia. Ia, uite, ce știați, Mici dumneavoastră? Deci Ichim Petre, să vă dau și eu la prieteni acolo pe Facebook. În sfârșit mă bucur că am făcut și eu episodul ăsta, că iau și eu contact cu publicul care se uita la Sherry Show. Înțeleg și eu mai bine exact de ce n-a mers emisiunea, știți? Stimate domn, doriți ceva de la noi? De toate. De toate, dar nu acum. Ok. Pui sare pe rană, ca să mă doară. Aici acasă vestem bine, la ardei. Stai așa un pic să-i pun pe ăștia mai proaspeți în față. Ceapă stem bine, la cartofi stem bine. Nu prea la mine cartofi, culmea. La roșii suntem cât se poate de bine. Bună, îți dăm ceva? Bună. Ceapă. Ceapă, da. Și roșii vreau. Foarte. Câte legături de ceapă? Două, dăm, te rog. Două legături de ceapă pentru tine. Și vreau și un kilogram de roșii. Cât ați spus? Și mai de kilogram. Mergeți deja la piața asta? Da. Aici, vă pupăm direct de la 1 decembrie de la piață, 7.50 și cu astea 9 lei total. Antonia, puiați-o legătura? Da, 9 lei, vorba. Stai să vedem. Nu te speria. Vă mai dau o legătură de ceapă. Vă mai dau o legătură, vă mai dau un bună ziua și... Mersi! Vânzare plăcută! Mulțumim și noi! Mersi! Sănătate, la revedere! Un kil de ceapă. Mamă, ce faci cu un kil de ceapă? Ia, ăsta mă copungă te. Plânge de dragul tău. Nu știu ce face. Plânge de gradă. Ah, Sanchi, cum mărești? Da. Îți place de mine? Dacă mie mai frumos. Cine? Aul. Really set direct. Gata, un kil de ceapă, te pup, la revedere. Mamă, băieți, nu mai pot, bă, băieți, mă, doi picioare, nu știu. Antonia, pe tine nu te doi picioare? Da, pentru că ai spus scaunul ăla acolo. Vreau și eu să știu. Îi doare picioarele, dar... Scaunul ăla acolo stă liber acolo, e păcat de el acolo să stea liber. În loc să nu încălzești tu puțin asta. Te dor deja picioare, de aia. Chiar e obositor în piață. Uite, după ziua asta, mi-am dat seama că nici faptul că sunt eu sau Antonia care vinde nu e o chestie atât de interesantă pentru client. Clientul e acolo pentru cele mai bune produse. Din ce ai văzut tu piața asta? Ce crezi că îi lipsește? Ce îi face tu diferit dacă ai fi manager la acest timp? Doamne, ce întrebare, în primul nici nu mă pricep. Ce aș schimba, produsele deja sunt bune, aș face și mai bune. Dar ca și manager de piață nu poți să faci asta, tu doar închiriezi spațiul către oameni care vor să vândă. Cred că aș pune niște muzică pe fundal. Asta a fost și episodul 7 din La Muncă, fraților, îi mulțumesc enorm Antoniei pentru că a acceptat să participe la nebunia asta. Ești numărul 1, Antonia. Mulțumesc. Și de acum înainte, frate, o să respect mult mai mult oamenii care muncesc zi de zi la piață să ne aducă fructe și legume proaspete. Tot respectul, jos pălăria, ca întotdeauna nu uitați. Dacă vrei să vedeți mai multe episoade, să primiți notificări de fiecare dată când postez, nu uitați să apăsați pe clopoțel și ca întotdeauna... Și la mine să apăsați pe clopoțel, nu mulțumesc foarte mult, da. Loviți acel buton de like, dați un subscribe. Eu m-am dus. Pupăm, pa! Vă pus și pe voi. Mă pe chei dacă ea care dau subscribe și apasă pe clopoțel. Dar pe ei pup. Da. Mi-a plăcut episodul.
a fost asta. Nu uitați că tot este important să aveți în descriere. La revedere! Ciao! Snitching on my facts. Back it up, back it up. 2, 2, 3, gon' make a nigga back it up. 21, tryna strip a nigga, gotta change my